Play-off-ul pentru promovarea în Liga a doua de fotbal intră mâine în faza a doua jocurilor. Etapa cu numărul 6 debutează vineri de la ora 18 cu o partidă care interesează pe toți iubitorii de fotbal din județul nostru. Odată cu desființarea clubului Unirea Alba Iulia, interesul microbiștilor din Alba s-a mutat la Cugir, acolo unde formația locală Metalurgistul se află în lupta pentru promovarea în eșalonul 2 al fotbalului românesc. Și cum etapa a 6-a play-off-ului începe mâine cu partida FCM Baia Mare Metalurgistul Cugir, toate speranțele iubitorilor de fotbal din județul nostru se îndreaptă spre o victoria cugirenilor, absolut necesară în perspectiva promovării. Partida va începe la ora 18. Tot în această etapă se vor juca mâine partidele CSO Șorhei, Național Sebiș și CSO Ineu Șoimi Pâncota. În clasament pe primul loc se află Șoimi Pâncota cu 30 de puncte, urmată de Metalurgistul Cugir 27 de puncte, Colaveraj 29-18 și Național Sebiș tot cu 27 de puncte, Colaveraj 19-8.